și bun găsit! Sunt Iona Laghierghe și vă invit să urmărim împreună știrile GDS. Consilierii locali au votat astăzi fără să știe dacă acest lucru era necesar sau nu. La ce proiect s-a întâmplat asta, vă spunem imediat după titlurile ediției. Din primăvara anului viitor, craiovenii vor putea zbura din Craiova către Paris și Veneția. Proprietarii imobilelor construite înainte de anul 1978 sunt obligați să-și expertizeze tehnic clădirea. Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova dă start noi stagiuni. Din primăvara anului viitor, craiovenii vor putea zbura din Craiova către Paris și Veneția. Compania aeriană Wizz Air a anunțat că zborurile vor fi operate din martie 2017, iar biletele pot fi de pe acum rezervate și pornesc de la 69 de lei pe zbor. Tot din martie anul viitor vor fi 3 curse pe săptămână către Bologna, Bergamo, Roma și Londra, față de 2 curse săptămânal câte sunt în prezent. Din primăvara anului viitor, craiovenii vor putea zbura de pe aeroportul internațional Craiova către 2 noi destinații, în Franța, la Paris, pe aeroportul Beauvais și în nordul Italiei, la Veneția, pe aeroportul Treviso. Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ieri la Craiova, în cadrul unei conferințe de presă, introducerea celor 2 curse aeriene începând cu martie 2017, iar cei interesați să călătorească spre cele 2 destinații noi ar putea deja să-și rezerve tichetele de pe www.wizzair.com. Today I'm happy to announce that we are launching 2 new routes from Craiova Airport. Iar astăzi mă bucur să vă anunț că vom lansa 2 rute noi de pe aeroportul din Craiova. The 2 new routes will connect Craiova with Paris Beauvais and Paris Treviso. Cele 2 rute vor lega Craiova de Paris și de Veneția. And with these 2 new routes, we now offer several routes to 4 countries from Craiova Airport. Și în acest fel oferim acum 7 rute de la aeroportul din Craiova. With these 2 routes, we further stimulate tourism and the aviation industry. În acest fel sperăm să stimulăm turismul și industria aviației. Creating even more local jobs and bringing even more opportunities to the region. Aducând mai multe oportunități de dezvoltare a acestei regiuni. Începând cu 26 martie, la cele 4 noi zboruri pe săptămână se adaugă și 3 suplimentări de frecvență pentru Londra, Bergamo și Londra, Bologna și Roma, ceea ce va duce la un număr de 21 de zboruri pe săptămână ale companiei Wizz Air la și de la Craiova, deci 3 zboruri absolut în fiecare zi de luni până duminică. Zborurile către Paris și Veneția vor fi operate cu o aeronavă nouă de tip Airbus A320, care are 180 de locuri. De asemenea, din 3 noiembrie, compania Ryanair va introduce de la Craiova o cursă aeriană către Valencia. Stadionul cel mic se modifică, va fi doar de atletism. Așa au votat astăzi în ședință consilierii locali. Votul lor a fost unul consultativ. Mai exact, ei au votat fără să știe dacă era obligatoriu să voteze sau nu. Proiectat inițial și pentru meciurile de fotbal și pentru cele de atletism, stadionul va fi dedicat doar meciurilor de atletism. Dacă renunțăm la funcția de stadion de fotbal și mergem pe o categorie superioară, se pot desfășura competiții internaționale, ceea ce pentru municipiul Craiova considerăm că ar fi necesar. De ce? Tradiția în atletism o cunoaște toată lumea și este păcat să nu aducem în orașul nostru, adică să aducem, cum să zic, la nivel internațional, un stadion de atletism. La momentul acesta, mergem cu rezistența, deci cu partea de construcție, până se rezolvă lucrările de rezistență, împreună cu constructorul, gândim o procedură de conservare. Noi am proiectat acest stadion de atletism, care a obținut autorizație în 2015 pentru cerințele specificate anterior de doamna Nuță, respectiv o dublă cerință, atletism și fotbal. Pentru atletism, cerința principală a fost să permită antrenamentul sportivilor din Craiova și anumite competiții zonale în condițiile acreditării stadionului pentru categoria 5 IAAF,
care are o adresibilitate restrânsă la nivel de competiție. Acum, la jumătatea lucrărilor, ne-am răzgândit. 3. Sistăm lucrările. 4. Conservăm. Probabil implică și niște costuri și vă rugăm să ne spuneți cam care sunt aceste costuri. 5. Reproiectăm. 6. Scoatem din nou la licitație. Păi vom avea stadion în condițiile astea la calendele grecești. O să vreau de la dumneavoastră un vot consultativ, care înseamnă fie rămânem pe vechea variantă, îl terminăm exact așa cum este, cum a fost discutat, fie mergem mai departe cu partea de reproiectare și ne ducem în categoria a treia. Sigur, va vota cine va dori, în tot cazul, ca să putem să mergem în etapele viitoare, este foarte clar că trebuie să existe o consultare a Consiliului Local. Până la urmă, dumneavoastră sunteți proprietarii acestui obiectiv. Se votează sau nu se votează această informare conform legii 215? Ca să înțelegem. În cele din urmă, consilierii au votat, deși nu s-au lămurit dacă votul era necesar sau nu. Proprietarii imobilelor construite înainte de anul 1978 sunt obligați să-și expertizeze tehnic clădirea pentru a stabili dacă prezintă risc seismic. Primăria Craiova a trimis către asociațiile de proprietari o adresă prin care atrage atenția în legătură cu această obligativitate. Costul unei expertize tehnice este între 6.000 și 10.000 de lei. Administrația locală craioveană a transmis tuturor asociațiilor de proprietari și proprietarilor sau administratorilor care dețin clădiri construite înainte de anul 1978 adrese prin care le impune acestora să-și expertizeze tehnic locuințele. Toate cheltuielile cu expertizele și lucrările necesare consolidării vor fi suportate de către proprietari, care, în caz contrar, răspunde eventualele pagube în momentul producerii unui cutremur, după cum se arată în înștiințarea trimisă de primărie. Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții, vor acționa pentru expertizarea tehnică a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice și aprobarea deciziei de intervenție și continuarea acțiunilor, în funcție de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică. Proprietarii și, după caz, administratorii spațiilor publice cu altă destinație situate la parter și, după caz, la subsolul sau alte niveluri ale construcțiilor cu destinație de locuință supraetajată cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligația să acționeze în solidar cu proprietarii locuințelor și cu asociația de proprietari pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii construcții în termen de 2 ani de la primirea adresei. Persoanele fizice și juridice care au în proprietate sau în administrare construcția și care nu se conformează, își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor. Se arată în adresa transmisă asociațiilor de proprietari din Craiova de compartimentul situații de urgență și protecție civilă din cadrul primăriei Craiova. După realizarea expertizei, proprietarul are la dispoziție 2 ani pentru realizarea proiectului de consolidare și încă 2 ani pentru lucrările de consolidare. Totodată, proprietarul este responsabil să avertizeze asupra riscului pe care îl prezintă respectiva clădire. El trebuie să afișeze panouri de înștiințare la intrarea în clădirea înscrisă într-o clasă de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică. În Craiova, doar 21 de imobile sunt expertizate și încadrate într-o clasă de risc seismic. Dintre acestea, 12 se încadrează în clasa de risc seismic 2, iar 8 în clasa de risc seismic 3. Pavel Badea și-a pierdut din nou calitatea de consilier local, de data aceasta în urma demisiei, înaintată chiar în această dimineață, înainte de ședința lunară a executivului local. Înlocuitorul lui va fi stabilit la ședința de luna viitoare. În luna iunie acestui an, la scurt timp după alegeri, Pavel Badea a decis să demisioneze de la conducerea Partidului Național Liberal. Pe 10 iunie, mai mulți membri ai partidului, majoritatea din fostul PDL, au votat excluderea lui Badea din partid. Acesta a contestat decizia la Curtea de Arbitraj și a reușit să își recapete locul în PNL, dar și funcția de consilier local, până astăzi când a renunțat la funcție. În această dimineață ne-a fost lăsată secretarului municipiului cererea de demisie din calitatea de membru al Consiliului Local formată de către domnul Pavel Badea, condiții în care postul se va vacanta și vom proceda luna viitoare, pentru că ne-a luat absolut prin surprindere, la alegerea următorului supleant ca membru al Consiliului Local din partea PNL.
Prin urmare, la ședința de luna viitoare urmează a se valida noul membru al Consiliului Local. Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova dă startul noii stagiuni 2016-2017 și, odată cu reluarea activității, își propune să atragă cât mai mulți iubitori de artă și frumos care să participe activ în proiectele din noul an. Reprezentanții instituției au anunțat în conferința de presă de ieri o serie de acțiuni și proiecte prin care Teatrul Craiovean își deschide porțile către public, dar și către mediul de afaceri și tinerele talente. Sub deviza Eveniment se mișcă teatrul, actorii și întreaga echipă din spatele cortinei propun o nouă abordare, orientată către public și capabilă să creeze alături de acesta o adevărată mișcare culturală. Misiunea unui teatru cum este Teatrul Național Marin Sorescu este aceea de a promova dramaturgia în general și dramaturgia românească în special. Mesajul managementului pentru perioada următoare este Eveniment se mișcă teatrul, în sensul de a deschide porțile cât mai larg tuturor formelor de artă în această instituție care, așa cum arată, ea pare destul de închisă, atât din construcție cât și din evenimente, astfel încât să putem, la nivelul Olteniei, crea o mișcare culturală puternică. Toamna teatrală a început cu o serie de turnee pentru Teatrul Craiovean. În luna septembrie, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova a avut o deplasare foarte importantă la Chișinău, unde a avut loc a doua ediție a unui festival de teatru care se intitulează Întâlnirea Teatrelor Naționale, festival în care teatrele naționale din România susțin spectacole la Chișinău. Teatrul Național din Craiova a fost prezent cu 3 reprezentații, Pescărușul, Proful de Religie și Occident Express, unde cred că am oferit cel mai bun moment al festivalului, având spectacole în Sala Mare a Teatrului Național din Chișinău, Sala Mică și în Gara din Chișinău. Startul propriu-zis al stagiunii va avea loc în data de 8 octombrie, odată cu avanpremiera spectacolului O lună la țară, în regia lui Cristian Juncu și montat după Turgeniev. Calendarul evenimentelor cuprinde 4 premiere și reluarea unora dintre cele mai iubite spectacole din stagiunea anterioară, cum ar fi Iulius Cezar, Pescărușul sau Ultimul amant fierbinte. Urmează acum informațiile meteorologice. Vremea continuă să se menține frumoasă în următoarele 24 de ore. La noapte nu se vor înregistra intensificări ale vântului și nici precipitații. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 12 grade Celsius. Doar la Târgu Jiu va fi ceva mai răcoare pentru că aici mercurul din termometre va coborî până la 10 grade. Mâine, după o dimineață răcoroasă, vom avea parte ca și astăzi de o zi însorită în toată Oltenia. Temperaturile maxime la orele amiezii vor fi ușor mai ridicate decât cele înregistrate în precedentul interval. Astfel, la Craiova vom avea 26 de grade Celsius, la fel ca la Corabia, Caracal, Drobeta și Râmnicu-Vâlcea. La Cetate și Calafat se vor înregistra chiar 27 de grade Celsius, în timp ce la Târgu Jiu temperatura nu va trece de 24 de grade. Știrile GDS se încheie aici, nu pierdeți în câteva momente jurnalul de sport. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți o seară cât mai frumoasă în continuare. Pe mâine!